Pe vremea mea, surprizele alea erau interesante. Era ceva, luai ou să vezi ce ți-a căzut. 420 de bucăți. 3-4 zile montam la o surpriză. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un unboxing. Pentru că tot am văzut un număr de stand-up mișto al lui Teo în care vorbea despre oul Kinder, că avea surprize faine cândva, m-am gândit, hai să fac și un unboxing, că tot n-am mai mâncat un ou Kinder de mult și aș vrea să fac și jucărioara asta să vedem cât de tare e. Opa, așa, exact cum mi-amintesc eu. Lingurița aceasta foarte ciudată, de niciodată nu ne dăm seama cum se ține. Eu țineam lingurița așa gen, dar unii cei o țin invers. Ia spuneți-mi în comentarii, cum o țineți? Așa sau așa? Bun, stai, jucăria, cred că e. Cred că aici e prăjitura. Aici e jucăria. Aici e jucărioara. Sper să nu fie o bilă de aia de o pui în lingură și pui bricheta sub ea. Hai, te rog. Te rog, mă focusează. Așa. Poate pun și pe TikTok. Ia. Hai să vedem ce avem noi aici. Și avem o ciupercuță de Mario. Și este și... Hai să pun așa, se vadă aici. Ia, se vede oare pe cameră? Se vede, aia că se vede. Se vede mai mișto la ochiul uman, dar... E cât de cât ok și așa. Am uitat cum se cheamă efectul ăsta de... Nu știu... Nu cred că fluorescent, hologramă, habar n-am. Dar e mișto, de când am așcat și un Mario. Bun, azi de ce mai avem pe aici? Lingurița asta o să o păstesc, că dacă nu mănânci o Kinder cu lingurița aia, nu mai are același gust. Și vă place de decorul ăsta? Am pus și eu două conuri de braș și niște capace de bere, dar întoarse ca să nu le fac reclamă. Hai să vedem ce jucărioară avem. Deci, pare a fi chestia asta. Dar întâi și întâi, să citim instrucțiunile, să vedem ce chestie ar trebui să facă asta. Ok. Scrie aici numai multe limbi. Trebuie să facem și colecția de Super Mario, se pare. Mario, ma checazzo! Deci, trebuie să punem asta una în alta. Așa, cum scrie aici, scrie, mă rog, cum se vede în imagine. Și apoi pun asta, așa. Și gata. Avem o jucărie. Aici, în chestia asta, pare să putem pune la ceas sau la un ghiozdan. Ingenioasă această jucărie, nu? Și ne agățăm asta de ceva și gata. Ia, intră în ăsta. Bă, dar ce înțeapă acele astea. Gata. Punem asta pe post de decorațiune de Crăciun și gata. Bun. Bă, numai aci de brad am făcut. Ia-ți de-mi și cum e prăjitura asta totuși. Hai că vă fac aici și un fel de... No, ceau, îmi place să bag dulciuri în mine acum. Ia. Ah. Exact ca atunci când eram micuț. Aceeași porție de cancer... Dar parcă s-a mai lăsat un pic vanilia asta. Pare să aibă o textură destul de consistentă. Ia să luăm și lingurița asta. Deci din nou, nu știu cum naiba se pune. Eu așa folosesc lingurița. Dacă se folosește invers, îmi pare rău. Așa sunt eu mai tembel. Hai să vedem cum este. Mereu trebuia să fiu atent să nu scap biluțele astea de alună cu cacao ce avea pe ele. No, hai să gustăm acum. La fel de bune și la fel de canceroase ca atunci când era micuț. E bun. Am făcut și ceva culinar. Am făcut și tutorial aici de asamblat o jucărie. Genial, ce pot spune? Bă, eu sper că v-a plăcut tentativa asta de unboxing la un nou Kinder. Mi-a venit pe un moment ideea. Dacă strângem 300 de like-uri la acest videoclip, vă voi trimite această jucărioară și cam atât. Ne vom auzi data viitoare, lăsați în comentarii ce unboxing-uri de genul să mai încerc și cam atât. A, apropo, la 30.000 de abonați vă dau și conurile astea ebrazi. Hai, ceau tuturor!